face momentul de împărtășire. Vreau să citesc doar câteva versete, tot din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 2. Am să citesc același verset ca dimineață, versetul 5, și am să continui cu versetul 40 până la versetul 42 inclusiv. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 5, de la versetul 40 până la 42. Ascultăm cu respect cuvântul sfânt. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, îmi dau seama că timpul este foarte înaintat, nu am să abuzez de răbdarea nimănui. Aș vrea doar câteva gânduri să împărtășesc, pentru că avem și momentul de împărtășire, dar vreau câteva gânduri să am înaintea dumneavoastră legat de sărbătoarea aceasta. Și dimineață că vreau să leg și sărbătoarea botezului și sărbătoarea cinei de Ziua Internațională de Rugăciune pentru Pacea Ierusalimului și cred că este firesc, este normal într-un moment ca și acesta să facem lucrul acesta. Dacă sute, poate mii, sute de mii de credincioși se roagă în ziua aceasta, în prima duminică a lunii octombrie, pentru Ierusalim, pentru pacea Ierusalimului, pentru ca Domnul să lase protecție și binecuvântare, nu facem nimic altceva și nu facem nimic greșit prin faptul că ne alăturăm și noi unei rugăciuni de genul acesta în care cerem ca voia Domnului să se desăvârșească și în locul acela. Dimineață ne-am uitat la primul botez și am numit botezul primul care s-a oficiat modelul Ierusalim sau modelul după botezul de la Ierusalim. Și ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani în Ierusalim s-a întâmplat în această dimineață de 6 octombrie 2024 aici, la Philadelphia, Melbourne. Dar nu numai primul botez s-a oficiat în Ierusalim, frați și surori, ci și prima cină, prima împărtășire s-a oficiat tot la Ierusalim. Sfinții apostoli au fost legați efectiv de Ierusalim, de lucrarea Domnului, prin oficierea botezului, dar în același timp și prin oficierea primei cine, a împărtășirii celor credincioși. Și același model vrem să-l practicăm și noi în această zi. Dar aș vrea să înțelegem valoarea cinei care este foarte legată de Ierusalim. Vă spun sincer, atunci când am stat să mă uit în Scriptură și să-mi adun câteva gânduri pe care mi le-am pregătit pentru după masa aceasta, am rămas plăcut impresionat de câtă legătură există între orașul acesta, între Ierusalim, și lucrarea pe care o facem noi în această după masă. Dragii mei, o primă subliniere pe care o fac înaintea dumneavoastră este aceea de legată de faptul că cina Domnului a fost anticipată la Ierusalim cu poate mai bine de 2000 de ani, ca efectiv Domnul Iisus Hristos să facă frângerea pâinii și să binecuvânteze rodul viței, împărtășindu-i după aceea notare de sus pe ucenici. Domnul a lucrat în felul acesta și dacă vă uitați cu atenție în Scriptură, veți vedea că există, și aici mă refer special la Vechiul Testament, există așa numitele antetipuri. Cu alte cuvinte, anumite imagini, anumite evenimente care nu făceau nimic altceva decât să pregătească lucrul real. De fapt, ne spune Apostolul Pavel, și vreau să vă citesc lucrul acesta, în Evrei, în capitolul 10, versetul 1. Evrei, capitolul 10, versetul 1, spune în felul următor. În adevăr, legea, în adevăr, Vechiul Testament, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Cu alte cuvinte, ceea ce găsim în Vechiul Testament nu făcea nimic altceva decât să pregătească desăvârșirea lucrării în Noul Testament. Și vreau să vă aduc aminte de cel puțin două momente care anticipau cina, care pregăteau în felul acesta evenimentul acesta atât de important. În Geneza, la capitolul 14, Scriptura ne prezintă momentul în care Avram se întoarce de la o bătălie. Și spune Scriptura în Geneza 14 cu 18 că s-a întâlnit cu un personaj, destul de enigmatic personajul acesta
preotul Melchisedec. Dar ascultați, vă rog, cuvântul Domnului. Geneza 14 cu 18. Melchisedec, împăratul Salemului. Există în Scriptură mai bine de 20 de denumiri ale Ierusalimului. Printre denumirile Ierusalimului este și Salem, orașul păcii. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Urmează doar peste câteva momente slujitorii Domnului să se roage, atât pentru azimă, cât și pentru rodul viței. Aceste simboluri care reprezintă trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată că Melchisedec îl întâmpină pe Avraam cu aceste simboluri ale cinei. Probabil că și în vremea aceea avea o relevanță. N-aș putea să vă spun care este exact însemnătatea, relevanța celor două elemente ale Vechiului Testament. Dar îmi place să cred că și prin preoție, dar și prin elemente, Domnul pregătea lucrarea aceasta atât de importantă. Frați și surori, dragii mei, Domnul Iisus Hristos este preot, spune Scriptura, nu după rânduiala aronică, nu după rânduiala levitică, ci Domnul Iisus Hristos este preot în viață, spune Scriptura, după rânduiala sau după hotărârea lui Dumnezeu, în rânduiala lui Melchisedec. Melchisedec, despre care ne spune Scriptura, că era pe de o parte preot al Dumnezeului celui prea înalt și era și împărat al Salemului. Fac aici o precizare care este, cred, foarte importantă. Un preot după rânduiala levitică nu putea să fie împărat. Putea să fie preot și putea să fie proroc. Slujbe care necesitau o ungere a Vechiului Testament, o consacrare, o punere specială deoparte. Dar un preot, după rânduiala levitică, după rânduiala lui Aron, nu putea să fie și preot și împărat. Dumnezeu a separat întotdeauna administrativul de spiritual. Și a zis, spiritualul trebuie să se ocupe de latura spirituală, de ceea ce înseamnă lucrarea aceasta, iar administrativul, foarte important și el, are partea lui, are latura lui și trebuie să se ocupe. Ei, ceea ce mi se pare interesant este faptul că Melchisedec, și sunt atâtea pasaje în Scriptură, mă refer aici la Psalmul 110 și apoi dacă mergem în epistola pe care Sfântul Apostol Pavel o scrie către evrei, veți găsi de nenumărate ori mențiunea aceasta că Iisus Hristos este preot în viac, adică pentru totdeauna, din veșnicie în veșnicie, este preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și Domnul deja pregătea terenul. Dacă vreți, este un fil roșu al Scripturii, care pleacă încă de la Geneza, de la prima carte, de la primele pagini și scrieri ale Scripturii și până la ultima. Și filul acela roșu este legat de persoana și de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Cea mai importantă persoană este Iisus Hristos Domnul, pe care în dimineața, după masa aceasta, îl proclamăm în mijlocul nostru ca Domn și Mântuitor și binecuvântăm numele Lui. Pregătea Domnul terenul. Anticipa, aș putea spune, lucrarea care s-a făcut la Ierusalim și lucrarea care o facem și noi în după masa aceasta. În primul rând, cina Domnului a fost anticipată la Ierusalim. Anticipată prin preoție și anticipată prin elemente. Dar mai este un antetip care prefigura lucrarea aceasta. Sunt în Scriptură, în Vechiul Testament, mai multe jertfe. Noi le numim jertfe levitice. Jertfele acelea care, într-un fel, arătau spre jertfa supremă, spre jertfa Domnului Iisus Hristos. În Geneza, la capitolul 3, ni se spune că Adam și Eva au fost îmbrăcați de Dumnezeu cu haine de piele. Pentru a fabrica hainele acelea de piele, da, de calitate, era nevoie de jertfă. Pentru că există un decret al lui Dumnezeu. Un decret de la care Dumnezeu nu se va schimba niciodată. Și vă rog, rețineți decretul acesta, Evrei 9:22, ultima parte a versetului 22. În care spune în felul următor, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Vă rog, rețineți.
Adică sângele care a curs și roaiele de sânge care au curs în Vechiul Testament, începând de la Geneza, capitolul 3, dacă vreți, și până la Maleahii, capitolul 4, nu e nimic altceva decât iertarea. Dumnezeu o dădea și o pregătea celor care o doreau această iertare. În Geneza 3, jertfă, sânge și iertare. În Geneza 4, o altă jertfă, jertfa lui Abel, care prin credință a adus-o înaintea lui Dumnezeu, acceptând soluția lui Dumnezeu pentru iertare, pentru izbăvire și pentru mântuire. Apoi în cartea Levitic, dacă ne uităm, sunt atâtea și atâtea jertfe care nu făceau nimic altceva decât să prefigureze jertfa măreață a Domnului Iisus Hristos. Dar aș vrea să vă mai aduceți aminte de un episod din Scriptură din Vechiul Testament. Vă aduceți aminte de jertfa lui Isaac? Știți unde a avut loc tot episodul acesta? La Ierusalim. Pe muntele Moria. Și muntele Moria nu e nimic altceva decât muntele templului de mai târziu. Spunea fratele Doru foarte bine că David scria în psalmul 122 că se bucură când îi se zice haidem la casa Domnului, de aceea David și cumpără muntele Moria, aria lui Arafna Iebusitul, să construiască în locul acela, mai târziu fiul său, templul acela somptuos, templul lui Solomon de la Ierusalim. Jertfa lui Abel, jertfa lui Isaac, jertfirea lui Isaac, imaginea aceea. Nu e nimic altceva decât imaginea jertfei Domnului Iisus Hristos. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 11, ori de câte ori mâncați și beți din paharul acesta, ceea ce vom face peste doar câteva momente, ori de câte ori mâncați și beți din paharul acesta, pomeniți moartea Domnului. Mintea vă este ancorată la Golgota, gândul este legat de Golgota și de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Mi-am pus o întrebare, de multe ori, și când am fost la muntele Moria, și când am fost la Golgota, am văzut amândoi munții, sunt mai dealuri un pic mai mari. De ce dacă era acolo un antetip, Isaac, Domnul Iisus Hristos n-a fost răstinit pe muntele Moria și a fost răstinit la Golgota, care este undeva în afară cetății Ierusalimului? Mă refer aici la zidurile cetății vechi. Și răspunsul pe care mi l-am dat, răspunsul pe care l-am găsit, cred că este acesta. Și vreau să vi-l spun și dumneavoastră. Muntele Moria, frați și sorori, a fost legat de jertfele levitice. A fost legat de preoția levitică. Dar Hristos este preot în viac, nu după rânduiala lui Aron, ci după rânduiala lui Melisedec. De aceea și jertfa lui e o jertfă superioară. Și jertfa lui e o jertfă desăvârșită. Și vreau să vă spun că sângele țapilor și a taurilor din Vechiul Testament nu puteau să șteargă păcatele. Dar sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. De aceea cina Domnului, chiar dacă o sărbătorim astăzi 2024, are o rezonanță și o rădăcină atât de puternică în ceea ce înseamnă Ierusalim, prin antetipurile pe care le avem pe paginile Sfintelor Scripturi. Frați și surori, cina Domnului, știm lucrul acesta, a fost instituită la Ierusalim. Un al doilea lucru important. Evangheliștii, toți cei trei evanghelii sinoptici, mă refer aici la Matei, la Marcu și la Luca, au menționat faptul acesta, Matei capitolul 26, Marcu la capitolul 14 și Luca la capitolul 22, menționează faptul că în Joia Mare, în Odaia de Sus, ucenicii erau împreună la Ierusalim, împreună cu Domnul Iisus Hristos și după ce au sărbat Paștele Vechiului Testament, au trecut la instituirea cinei Domnului. Un lucru care trebuie menționat și pe care dacă vă uitați cu atenție, îl veți surprinde fiecare dintre dumneavoastră. Și Matei, și Marcu, și Luca menționează următorul fapt și spune: în momentul în care Domnul sfințește, mulțumește și binecuvântează paharul cu rodul viței, spunând: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Am să vă spun ceva. Știți cine enunță pentru prima dată noțiunea de legământ? Există în Scriptură 8 legăminte pe care Dumnezeu le-a încheiat, fie cu o casă, fie cu un popor, fie cu o persoană, anume nu-i timpul acum să intrăm în toate cele 8 legăminte, dar ultimul legământ poartă numele de legământul cel nou, este al 8-lea legământ. Și cifra aceasta este importantă pentru că 8 în numerologia lui Dumnezeu, în gematrie, știința care studiază numerele și mesajul numerelor, în gematrie, 8 înseamnă un nou început.
De aceea se potrivește legământul cel nou fiind al optelea legământ. Dar știți cine enunță primul noțiunea de legământul cel nou? Ieremia în Vechiul Testament. Activitatea lui Ieremia s-a desfășurat numai la Ierusalim. Ieremia a fost ridicat de Dumnezeu ca și proroc, ca și profet în Ierusalim. Și mesajul său a fost legat de Ierusalim, de întoarcere, de soarta Ierusalimului. Are și cartea aceea, plângerile lui Ieremia. Pentru cine plânge Ieremia? Plânge pentru Samaria, plânge pentru Betlehem, plânge pentru Nazaret sau plânge pentru alte localități importante ale Țării Sfinte? Nu! Plânge pentru Ierusalim. Și întreaga activitate a lui Ieremia a fost legată de Ierusalim. Și la Ierusalim, Ieremia vine și spune în felul următor, și vreau să vă citesc din Ieremia, din capitolul 31, începând cu versetul 31. Spune în felul următor: iată vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinților în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământul cel vechi, legământ pe care l-au încălcat, ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, voi scrie în inima lor și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Și zic, și în această după masă, binecuvântat să fie numele Domnului. Cina Domnului anticipată la Ierusalim, cina Domnului instituită la Ierusalim, în mesajul pe care Ieremia l-a avut cu aproape 600 de ani înainte de momentul instituirii, și în al treilea rând, frați și surori, cina Domnului a fost practicată la Ierusalim. Și când mă refer la practicată, nu mă refer la momentul instituirii ei, ci mă refer la atitudinea bisericii, la ceea ce biserica primară a făcut în momentul după ce a existat botezul acela nou testamentar. Revin acum la Faptele Apostolilor, la capitolul 2, text pe care l-am citit înaintea dumneavoastră. Versetul 42 ne prezintă patru stâlpi, patru pași importanți ai bisericii. Vă rog, uitați-vă la ei. Cei care sunteți studenții noștri, cei care ați fost studenți, ori de câte ori am prezentat înaintea dumneavoastră legat de eclesiologie, de biserică, de atitudinea bisericii primare față de învățăturile Domnului, am spus, versetul 42 este un verset capital, deosebit de important. De ce? Pentru că ne prezintă patru stâlpi ai bisericii, care susțin biserica, dar ne prezintă și o ordine corectă. Vă rog, rețineți. Prima era învățătura apostolilor, cuvântul lui Dumnezeu. A doua era legătura frățească, servicii divine, părtășie. A treia scoate în evidență ce se produce într-un serviciu sau ce se întâmplă într-un serviciu divin în părtășia aceea, în legătura frățească. A treia era frângerea pâinii și a patra erau rugăciuni. Ordinea este aceasta, pentru că nu poate exista legătură frățească dacă nu există învățătura apostolilor. Știți unde oamenii sunt cei mai împărțiți, divizați în învățătură? Dar dacă ne ținem de învățătura apostolilor, dacă ne ținem de cuvântul acesta lui Dumnezeu, care este unul singur, vom rămâne într-o legătură frățească, vom avea momente sublime atunci când ne împărtășim și va fi putere în rugăciune atunci când ne rugăm. De aceea am vrut să menționez înaintea dumneavoastră lucrul acesta. La Ierusalim s-a oficiat pentru prima dată această împărtășire cu trupul și sângele Domnului. Închei, fratele Tic, apoi corul și apoi trecem să ne împărtășim. Dar vreau să subliniez înaintea dumneavoastră cel puțin una, două, trei, patru, cinci denumiri ale cinei Domnului și apoi să le leg pe toate împreună. În 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 16, cina Domnului este numită împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. În 1 Corinteni, în capitolul 11 și versetul 20, cina Domnului este numită cina Domnului. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 21, cina Domnului este numită masa Domnului. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 42,
Și în Fapte 20:7 este numită frângerea pâinii. Iar în Matei, în capitolul 26, versetul 26 și 27, este numită binecuvântare și mulțumire. De aici pleacă termenul de euharistie. Permiteți-mi acum, în final, să le leg pe toate acestea cinci împreună și să vedem ce înseamnă cina Domnului. Frați și surori, cina Domnului este masa Domnului. Masa Domnului unde facem frângerea pâinii, unde ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și unde îl binecuvântăm și îi mulțumim pentru toată lucrarea pe care El a făcut-o pentru noi. Și zic și în această dupămasă, mărit, onorat și binecuvântat să fie Domnul în veci. Frate Tică,